Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Ordinea de zi. Sunt Aura Stoienescu. Începem o nouă săptămână în forță cu rezultatele finale ale alegerilor prezentate de Biroul Electoral Central și Județean, bineînțeles. Și pentru că avem rezultatele finale, mi-am luat și laptopul, sunt foarte multe informații, n-aveau loc pe o pagină de print, iar invitatul meu din această seară este domnul Dan Ilie Morega, profesor doctor, președinte al Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, mă bucur că m-ați invitat și mă bucur pentru faptul că fac această emisiune cu dumneavoastră în calitate de moderator, dar și în calitate de director general al acestei companii de televiziune. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Și al acestui studio și care foarte bine v-ați implementat pe piața mediei, pe segmentul de televiziune și în special și pe informații, dar și pe muzică de calitate. Mulțumim tare mult. Ne aducem și noi contribuția pe cât posibil în toate domeniile, în așa fel încât să ne și extindem, să dăm și rezultate, dar să ne și încadrăm în buget, știți cum este. Și ca să ai 24 de ore din 24, nu e așa de simplu. Acum nu știu în măsura în care dumneavoastră vă permite grila sau poate puteți să o modificați, dar cred că ar face foarte bine să realizați o emisiune și pentru cei care lucrează în mediul rural, mă refer, o serie întreagă de invitați care să discute de proiecte de absorbție a fondurilor europene pentru dezvoltare sau luat un exemplu pozitiv care a reușit facem prin munca asta. Lui. Chiar în această emisiune, în ordine excepțional. De zi. Și mai avem emisiunea... Vă felicit! De ce spun că dumneavoastră știți ce înseamnă nivelul de viață, nivelul de trai la ora actuală, știți ce înseamnă preocuparea politicienului, adică nicio preocupare, iar omul de rând, săracul, este lăsat de izbeliște. Chiar lăsat avem. De izbeliște. Și din fericire mai găsim pe aici, pe acolo, foarte rar, câte un întreprinzător care, prin propriile lui forțe, și-au realizat ceva în mediul rural. Ori, cred că ar trebui să intereseze toate televiziunile, dar mai repede interesează de violuri, de scandaluri. Noi de... n-avem. Accidente, violuri, scandaluri. Ca să vedeți și dumneavoastră de lucruri negative ce se întâmplă în această țară de 26 de ani, decât să promovăm lucrurile pozitive, pentru că cele pozitive să se răsfrângă cu rezultatele respective asupra nivelului de viață, nivelului de trai. Și să fie exemple de bună practică și pentru toată sunt, lumea. Și sunt fer convins, pentru că vă cunosc și ca un jurnalist de excepție pe dumneavoastră, că vă veți apleca asupra acestor probleme, pentru că mult mai mulți doritori vor să vadă așa ceva. Oamenii mi-au spus chiar, dar sigur că nu pot eu să schimb grila pe care o au televiziunile locale. Urmă, sunteți o televiziune numai regională, depășiți cu mult zona regiunii noastre și ați putea veni cu lucruri excepționale. Chiar facem asta, pe lângă și eu vă felicit mea, că faceți asemenea emisiuni, pentru că e bine să fie aduși acei întreprinzători să spună de unde au început, cum au început, ce greutăți, ce probleme. Să vă dau un exemplu. Emisiunea Enciclopedia pe care o realizează colegul nostru Marius Pană și la care îl mai ajut și eu cu informații, mai facem și reportaje în acea emisiune, dar și, de exemplu, interviuri cu tineri talentați, cu tineri întreprinzători, cu persoane care sigur, fac ceva. Sigur. Vreau să vă dau prima emisiune, acum când a început noua grilă, la Oana Pârvan, la Ponoarele. Uh-huh. O fată care a făcut un atelier, o știți, un atelier cântă frumos, un atelier de Știu, a făcut cusut, un atelier bun de cusut, și costume populare. Și are și o stână de capre mai nou. Am fost și la stână și am filmat. Sigur, și e un lucru bun că a ajutat-o, am pins-o de la spate, domnul primar. Mă rog, acum na, fiecare cum se descurcă. Pătrașcu este un om întreprinzător, de fapt toată comuna arată formidabil. Da. Și avem în această rubrică, în interviul săptămânii al acestei emisiuni, avem inclusiv cu tineri talentați care
chiar săptămâna trecută, o tânără gimnastă de la economic. Cine știa că avem o gimnastă care a fost la DEVA, care merge la concursuri, care câștigă la liceu economic. Iată că există. Și copiii și tineri întreprinzători. Eu o să mergem la Negomir, la copiii domnului primar fost, care tocmai a prezentat mandatul, pentru că spune că are capre, are animale, are porci de 300 de kilograme. Sigur, e bine. Iată, tineri care lucrează. E bine. Agricultură, grâu. E bine pentru că la un moment dat spune că nu avem ce face. Noi avem totuși un pământ destul de bun și dacă lucrăm, dacă ar fi spaniori în locul nostru, mult te ar fi realizat acest pământ care poate să fie în folosul cetățeanului dacă este și lucrat. Păi eu iată că vin, că am aflat acum de curând într-o știre, dacă o fi reală, că s-au vândut foarte multe terenuri străinilor, uneori cu complicitatea primăriilor. Este extrem de grav. Foarte mult. Este extrem de grav. Eu totdeauna am fost revoltat și scârbit de acești nenorociți de autorități publice, locale sau naționale, care au făcut o asemenea lege netrebnică și antipatriotică, antipopor, adică să te secătuiască definitiv să poți să vânzi pământul la Temirce, când s-a dat drumul la vânzare la noi era 1.000-2.000 de euro hectarul din cel mai bun teren, iar în Germania 10-15.000. Nu se poate așa ceva. Nu vânzi. Pământul și casa nu se vânde. Și am înțeles că acum este o foarte mare goană a străinilor să adune și parcele mici. Nu mai vor numai tarlarele foarte mari și terenurile la câmpie care să le cultive cu cereale în suprafețe foarte mari, ci ei vor și terenuri mai mici. Numai să recumpere. Da, să recumpere. Adică, cu alte cuvinte, asta ne-a mai rămas. Da. Sufletul și inima și mintea ne le-am vândut lor, pentru că foarte mulți au plecat în afară neavând locuri de muncă. Industria am distrus-o și am lichidat-o la ordinele lor și am privatizat în cunoștință de cauză, cu clauze contractuale mizerabile. Nici măcar un analfabet nu făcea clauze pentru statul român atât de nefirești, adică fără niciun fel de clauze serioase puse celui care cumpără o întreprindere mare, o întreprindere care putea să facă față oricăror vremuri. Nu vorbesc de unele care ne-au energofage, dar foarte multe din ele. Da. Vă dau niște exemple. De ce am distrus noi industria bumbacului? De ce am indus industria stofei? De ce am lichidat industria tricotajelor? Confecțiilor în general. Ciorapii de cea mai bună calitate. Acum duceți-vă și luați niște ciorapi pentru soțul dumneavoastră sau poate chiar pentru soțul sau chiar pentru dumneavoastră și o să vedeți că talpa la ciorapul ei normală și când tragi de ea se lungește cu încă atât. Mm. Nu se poate așa ceva. Am ajuns un fel de balast să ne dea tot cea mai rău din țările lor să fim o piață de consum. Da, iar resursele noastre, cum am vorbit și de pământ, și energia, și petrolul, și totul, prin cine s-a făcut? Prin politicieni, prin acești nenorociți care au condus țara, fie că în guvern, fie că la președinție, fie în parlament, fie în alte instituții centrale. Bine, acum, ca să nu mă dea în judecată, eu o să spun că nu puteți să afirmați că sunt nenorociți, că este o jignire. Nu sunt nenorociți. Și ar trebui din doi în doi, dacă ar fi o lege marțială împușcat și până din unul nu să nu mai rămână niciunul. Haideți că ne închide CNA-ul, să nu-i împușcăm totuși. Deci să trecem la analiza de care vorbeam, analiza rezultatelor alegerilor, pentru că s-a dat... Păi nu-i împușcăm, cum spuneți dumneavoastră. Îi alegem din nou. Nu-i vedeți? Să-i alegem. Că-i aleg din nou. Da. În ce hal a ajuns de minim de cultură civică acest popor, să-și aleagă toți indivizii care au mâncat banii lor publici pe diverse șmecherii. S-a de ceva. Foarte nu puțin în comparație cu cheltuielile care s-au făcut, foarte puțin s-a schimbat. Nu spun că nu s-a mai schimbat adică lucrurile. Adică nu au fost aleși chiar aceiași. Nu au fost chiar aceiași, văd că am intrat deja în alegerile locale. Au fost cam aceiași, 70%. Pentru că numai 25 de primari sunt noi. La Gorj. Doi știam că sunt în suspensie, nu se știe dacă au primit mandatele, este vorba despre...
Drăguțești? Despre Drăguțești, despre Moșoiu și este vorba despre Vladimir, din câte știam, pentru că au probleme de natură penală, dar probabil că și le rezolvă cu justiția și rămân ca să conducă mai departe localitățile. Vom vedea. Vom vedea, sigur, și vom și discuta. Am înțeles că domnul prefect deja ar fi declarat, scria presa, că e suspendat. Că îi lasă să fie numiți, după care le retrage mandatul. Da, le îi poate suspenda. Îi poate suspenda, că urmarea hotărârii în altei curs de casație și justiție, sigur că nu poate să-i oprească, să nu-și primească mandatul de la biroul electoral județean și viitor primi și după aceea prefectul poate ca să... Da, mai ales că, de exemplu, Moșoiu are dosar pentru abuz în serviciu, tot ca și primar. Exact. Dacă ești condamnat deja pentru un abuz în serviciu, cum mai poți fi primar în continuare? De altfel, foarte mulți au fost aleși chiar și, mă rog, dacă sunt suspecți, dacă sunt cercetați, să zicem că au prezumție de nevinovăție. Dar dacă ai deja o condamnare, chiar mă miră să primești... Da, sunt lucruri extrem de nefreștate. Tot ne-au criticat o țări întreagă de oameni politici de la nivelul Europei, că nu s-a mai pomenit într-un stat ca și România, membrul Uniunii Europene, ca foarte mulți care au fost condamnați să ocupe din nou aceleași fotorii, deci cei care au făcut trafic de influență, care au făcut o serie întreagă de abuzuri, de ilegalități, au fost condamnați pentru aceste abuzuri și ilegalități, din nou au candidat, au câștigat și că sunt în continuare primari. Numai la noi se poate întâmpla așa. Bine, cred că sunt în cercetare, nu sunt chiar condamnați, că sunt sub control judiciar, că sunt... Dar la Moșoiu există deja o condamnare și încă un dosar. Vreți, sunt mulți, nu stăm acum noi da, să... Da, mai sunt și alții, clar. Dar nu chiar toți numai care în Goș, de exemplu, candidat. Dacă luăm Deva, Mircea Muntean, are, da, o are o condamnare și are un alt dosar penal destul de urât. Da. Destul de urât. Și la a doua condamnare faci direct pușcărie. Exact, și a doua condamnare. Cu pedeapsa cea mai mare. Exact. Chiar dacă ai suspendare. Așa e. Ce părere aveți? E bine că s-au făcut alegerile într-un singur tur, acum că ați văzut și rezultatele? Da. Sigur că nu e bine. Și nu că o spun eu sau o spuneți dumneavoastră. Nu este bine pentru democrația din România. Iată, după aproape 30 de ani, am făcut tot felul de jocuri nenorocite, ca să le spun așa, numai în interesul unor partide, pentru că aceste decizii s-au luat atunci când era la guvernare USL-ul și în special PSD-ul. El și-a dorit să fie alege într-un singur tur. De ce? Foarte simplu. Ca să poată să acceadă la funcția de primar, de consilier și așa mai departe, tot cei care au fost înainte. Pentru că aveau foarte mulți. Pentru că aveau foarte mulți. Și nu mai trebuiau dar aici au blocat, în turul 2. Sigur, dar aici au făcut o mare nedreptate. Pentru că au blocat foarte mult accesul altora tineri, altora care erau nepătați, altora care puteau să câștige în turul 2. Deci, necondiționat, trebuia să se organizeze în două tururi de scrutin alegerile locale. Ca și de fapt ar trebui toate alegerile să fie în două tururi de scrutin și nu în tur de scrutin. Iar a doua chestiune care pe mine mă frământă și am luat legătura și cu mult mai multe ONG-uri și asociația ONG-urilor pe țară, în care am dorit să se limiteze mandatele. Bine, președintele României are două mandate. Parlamentarul să aibă două mandate consecutive. Primarul două mandate, președintele Consiliului Județean două mandate, consilierii la fel două mandate. Ești foarte bun, du-te, domnule, la altă instituție publică. Dar nu mai sta în același loc. Pentru că devine obișnuința, devine rutina, devine prietenia, devine antipatia între cel care este în funcție, care este ales, și cei care sunt salariați, colaboratorii lor. Și rezultatele nu mai sunt aceleași. Și vă spun un om care o viață a fost mai în funcție de conducere. Nu mi-am dorit în viața mea, mă credeți, și nici nu am stat mai mult de două mandate. Da? Nicăieri. Și înainte de 1990 și după 1990.
Și aveam, dacă vreți, gândirea mea era chiar atunci când aveam 29 de ani și eram director general la o întreprindere comercială de stat din Târgu Jiu și m-am zis că nu trebuie să stau mai mult de 4 ani. Ce și Dumnezeu m-a ținut 3 ani și... Nu mai există, putem să-i spunem numele. Ce? La care întreprindere? La întreprinderea comercială de stat mixtă Târgu Jiu, care aveam sub ordine și ICRA, care aveam sub ordine alimentară, mărfurile industriale și tot. Dar cooperația care era? Cooperația era altceva. De acolo m-au luat și m-au dus la cooperație și am fost 10 ani. 10 ani? Președinte, da. Că vi s-a dus buhul. Cu multă neîncredere la început. La cooperație. Da. Multă neîncredere al unora față de mine și cu foarte multă încredere după. Pentru că, de fapt, au apărut magazine noi, brutării, fabrici de pâine, hoteluri, restaurante, magazine în fiecare sat. Era o activitate de liberă inițiativă, dacă vreți, chiar în timpul comunismului, pentru că unii care habar nu au, spune că atunci libera inițiativă era blocată. Ți-o ținea Ceaușescu închisă într-o cutie undeva conservată. Nu. Pentru că mie îmi veneau niște planuri valorice. Și îmi spunea ce trebuie să fac. Magazinele mixte, alea erau, nu? Exact. Cooperația avea și un rol social. Și dacă avea rol social, eu am găsit vreo 120 de sate fără niciun magazin. Și mi-am pus în gând și am făcut 120 de sate magazin. Mi-am impus ca în fiecare comună să am un restaurant, nu bufet. Și am avut restaurant. Mi-am propus în toate zonele turistice să am hoteluri. Și am avut hoteluri și moteluri. Absolut, aveam 87% autofinanțare 87%. Și 13% aveam finanțare la bancă. În rest, erau fondurile proprii create, pe de o parte, ale membrilor cooperatori, pentru că toți erau membri societari, că de-aia era cooperativă, m-ați înțeles? Că era o societate tip SRL, sau pe acțiuni, cum vreți să o luați, care aveau foarte mulți membri. Aproape toată suflarea din mediul rural. Noi aveam circa 177.000 de membri cooperatori. Da. Vedeți cum cotizau oamenii. Mergea la un magazin și gestionarii îi rugau: Nea Ioane, lasă și dumneata, te rog, 2 lei, 3 lei, dau chitanță de fond social, mai mări în fondul social. Pentru că noi aveam indicatori și la fondul social, care contribuia la autofinanțare și la dezvoltare. Da, și ați construit magazinele de care s-au... E să nu mai spun că activitatea era foarte complexă. Da, dar mă rog... Mai dau un exemplu, aveam foarte multă activitate de export pe industrie mică, pe servicii, aveam peste 1400 de ateliere, care înseamnă întreprinderi mici, micro-întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Făceam mobilier care exportam și în afară. Aveam pe domeniul agriculturii, dacă vreți, gospodării anexe cu peste 3000 de porcine, cu peste 6000 de ovine. Scoteam în 3 serii câte 100.000 de pui pe incubatoarele care le aveam la Săurești. Este lucruri chiar așa simplu. Vorba unui fost prim secretar care spunea: ce vei, mărgă, tu dacă ai mai avea o mină, o termocentrală și o sondă de petrol, avea toată economia județului. Da, da. Da, asta am făcut o divagație așa pentru remember. Da. Și acum, mă rog, că ne-am dus în economie, uite, din politică ne-am dus în economie. Da. Să ne întoarcem totuși, eu cred că o să ne întâlnim o dată într-o emisiune să discutăm numai despre asta. Da, sigur, este extrem de important. Cum să redresăm economia. Extrem de important, nu, eu regret foarte mult, pentru că erau circa 200-300 de locuri de muncă pe comună, doamna director general. Sigur că da. Eu aveam aproape 6.000 de salariați pe județ, acum nu mai sunt nici 60. Vedeți cum au distrus-o, că asta nu trebuia distrusă. Ea trebuia numai racordată la cea nenorocită de economie de piață, la acel capitalism primitiv. Dar nu s-o distrus și s-o mănânci. Cum a făcut-o fostul președinte care a venit după mine, Turtoi, după care și-a luat vaza, Varea s-a pensionat și-a bătut joc. A vândut. Și sediul federal Copului, dumneavoastră vă uitați. Mie îmi vine să plâng, pentru că l-am construit în timpuri foarte grele, în timpul Ceaușescu, nu aveai voie să construiești asemenea serie. Le-a vândut școală de șoferi, cabinete de avocatură, dar ce nu sunt acolo? Da.
Să ne întoarcem la alegeri. Deci spuneți că nu e bine într-un singur tur. Iată că așa s-a întâmplat. Iată că nu s-a putut modifica. Până la urmă, partidul, am învățat eu în facultate de jurnalism că este grupul de interese care se înființează și se întrunește pentru a-și servi interesele grupului. Excelent, ați învățat foarte bine. Așa dumneavoastră. Spune de, dar eu am definiția am învățat eu la școală. Eu am trăit cu altceva care am citit. Ca să câștige puterea, se unește ca să câștige puterea și pe care să o folosească în interesul grupului. Deci un grup de interese partidul. Absolut. Dar eu am gândit că acel grup de interese va sluji interesele celor mulți. Păi, eu în amintea mea, pe care o am, fiind mai de demult, nu? Destul. Un pic mai de demult decât un pic mai de demult decât dumneavoastră. Eu am gândit, și de fapt așa am și citit prin câteva materiale unor mari politicieni ai vremurilor, care spuneau că politica trebuie să servească intereselor cetățenilor și nu, în primul rând, intereselor de grup, de partid. Din nefericire la noi, politica a servit numai intereselor de grup și numai intereselor de partid. De asta și altora care au fost interesați. Păi, vă dau un exemplu, am văzut astăzi, ca să o dau proaspătă, Tudor Barbu, marele speaker, Tudor Barbu, ca altceva, nu știu, să cunoască, s-a opus un proiect de lege și cu mai mulți nenorociți, că nu pot să le spun altcumva. Să nu le spuneți așa. Cum să le spun? În condiția în care tu votezi împotriva defrișării pădurilor, este inadmisibil așa ceva. Ori iată unde am ajuns, că suntem în luna iunie și avem un timp ploios și rece cum n-am mai avut în ani și ani de zile. Sunt rezultatele defrișerilor, sunt rezultatele schimbării ecosistemului. Deci cum să nu spun de acest Tudor Barbu, care din Gorj reprezintă până la urmă Partidul Național Liberal în calitate de copreședinte. Da. Vedeți? Și sunt foarte mulți care au votat, inclusiv Șova l-am văzut, da, că a votat împotriva defrișerilor. Împotriva defrișerilor? Absolut. Păi și cum trebuia să... Nu împotriva, pentru defrișări. A, pentru? Pentru defrișări. Adică a votat ca să se defrișeze în continuare. Și cum a rămas votul, că n-am fost... Votul final nu-l știu, nu l-am urmărit, dar am impresia că totuși a trecut până la urmă, deși de la toate partidele, iată, că am vorbit că partidele formează grupuri de interese. Au grupuri de interese cu unii oameni de afaceri care doresc să distrugă aurul verde, care nu este altceva decât pădurea. Bine, ei fac asta pentru profit, dar noi rămânem aici să respirăm aerul, să suportăm inundațiile, să suportăm alunecările de teren, pentru că chiar citeam undeva și discutam cu cei de la Silvic, jumătate din cantitatea de apă care cade pe pământ în momentul ploii, dacă există un arbore, se evaporă în momentul în care ia contact cu frunzele. Iar cealaltă jumătate cade cu o viteză mult mai mică decât viteza cu care vine din cer. De-aia se degradează solul unde nu există păduri. Da. Și atunci... Spune clar. De ce acești indivizi să voteze pentru defrișări și nu împotriva defrișărilor? Începând chiar cu Tudor Barbu, care... Mă rog, soarta nedreaptă l-a adus la județul Gorj și l-a parașutat de la partidul lui Dan Deaconescu. Ce ziceți de Consiliul Județean, cum s-a format el acum? Cum vi se pare? El încă nu s-a format, urmează, am înțeles, în perioada 20-25 să se formeze toate consiliile locale oficial, da, dar și toate majoritățile, dar din câte știu, are voturi, așa, există destule voturi, are și aliați. Și în mod categoric este foarte posibil să asistăm ca Consiliul Județean Gorj să aibă vicepreședințe amândoi de la PSD. Dar, aici este un dar, din câte știu, există un protocol cu ALDE, la nivel național și cu UNEPR, dar UNEPR-ul a participat, dar n-a intrat.
Da, un consilier județean. Și iată că ALDE are 3 consiliere județeni și este posibil ca să aibă un vicepreședinte. Dar în același timp trebuie să nu uităm să discutăm despre Marian Rotaru. Dacă se respectă protocolul. Să discutăm despre Marian Rotaru, care a fost omul zilelor la finalul alegerilor, pentru că el a obținut mai mult decât cel de la Partidul Național Liberal la alegerile municipale, locale pentru candidatura de primar. Și el este cam căutat în mod intenționat să vorbesc despre el. El este un om dinamic, un om serios, un om, iată, care el a fost partidul. Pentru că în ultima lună nimeni nu se știa că va candida, putea că orice institut de analiză și investigații politice să facă sondaje de opinie și parasondaje înainte cu o lună că nu apărea. Și iată că el a luat aproape 15% și a reușit să scoată în mai multe localități consilieri locali și între care la Consiliul Municipal Târgu Jiu are 2 consilieri, iar la județ are 2 consilieri. Exact. Și este un lucru benefic, pentru că iată, dintr-un partid care nu se știa, Marian Rotaru a știut ceea ce trebuie să facă cu acest partid. Și mai mult am înțeles din discuția pe care am avut-o recent cu el, că renunță la orice oportunități care le-ar oferi în schimb să facă alianțe cu PSD-ul, dar alianța este clară că o face cu PSD-ul. Și o spun asta ca să înțeleagă cei de la Motru, recte, omul roșu și cu ochelari, care se cheamă Severus Militaru, care îl amenință mereu că vine Joana și că face alianțele. De fapt, Joana la Gorj este Rotaru, pe Rotaru și pe Petrescu, că el își dorește să facă cu PNL-ul, că este un protocol, nu e niciun protocol, nu e nimic. Și, din câte mi-a spus Rotaru, nu va face niciodată nicio alianță cu PNL-ul. Adică Rotaru să facă alianța cu PNL-ul, asta spune domnul Militaru? Exact. Și spuneam, Rotaru a refuzat toate ofertele privind protocolul care l-au încheiat, este un protocol încheiat la nivel de județ, pentru a face mai multe majorități și a obține mai mulți viceprimari în teritoriu, 6 sau 7 viceprimari. Iată, este o gândire sănătoasă și o gândire în care el pune bazele construcției acestui partid. Care, dacă stăm să pentru ne gândim, că dacă stăm, apropo... Joana nu cred că a ridicat prea mult partidul prin... N-a avut cum, nici n-a venit aici, când a venit. A fost și perdant în momentul în care a candidat. Uite, de exemplu, Tăricianu a venit în Gorj, a fost pe la organizații, a mers cu ei, cu candidații în teren. A venit în Gorj, a fost la Târgu Jiu, a fost la Rovinari. La Bălești, la A fost la Bălești, sigur, la Bumbejiu. A fost în diverse locuri și să iar știți, imaginea să, lui dacă e trecem okay, de la unul la nivel național. Este o imagine bună pentru că în perioada guvernării, atunci când și eu eram președintele Partidului Național Liberal la Gorj, s-au primit foarte multe fonduri, au primit foarte mult bani. S-a inițiat atunci ordonanța 7 pe 2006, la care și eu am fost inițiator, că ea s-a luat ca și hotărâre prima dată în delegația permanentă a partidului. După aceea a mers ca ordonanță și a fost susținută și de către PSD și au venit foarte mulți bani și atunci au început cel mai multe lucrări publice, adică asfaltări, canalizări, alimentări cu apă, reparații de școli și multe, multe, multe alte astfel de lucrări absolut necesare populației. Eu l-am admirat pe Tăricianu în momentul în care a spus bani pentru profesori, parcă era, sau pentru ce erau atunci banii, da, înainte de alegeri. Și până la urmă au când găsit Băsescu spunea, sunt bani? Și Tăricianu spunea, nu avem acum bani, nu sunt. Și era prim-ministru. Da. Și și-a pierdut mandatul pentru că a spus asta. Exact. Iar după alegeri banii nu s-au dat. Exact. S-au dat prin instanță după nu știu nu câte s-au ani. Mai dat niciodată nici pentru că și dat acum toți se caută să ajungă la o retribuție cât de cât corespunzătoare pentru cadre didactice și da, pentru medici. Vedeți dumneavoastră, s-au gândit la toți, dar mai puțin la educație, la cine sănătate face educație și cine face omul sănătos. Când, de fapt, aceste două domenii trebuiau să fie avute în vedere, în primul rând, resursa umană, să fie
pregătită. Bine pregătită profesional, bine selectată și, în al doilea rând, bine plătită. Pentru că și profesorul și medicul are nevoie de bani să-și cumpere cărți, să studieze, să se pregătească și are nevoie și de un confort minimal pe care trebuie să-l aibă. Ca să aibă mintea liniștită, ca să aibă mintea limpede, sigur că da. Și să facă treaba. Și să facă treaba. Corect. Ori iată că abia acum, în acest guvern care critică și ori critic pentru unii miniștri, dar nu putem să criticăm pe toți la oaltă că n-au făcut nimic. Sigur, n-au făcut nimic, ce au zis partidele. Ce au zis partidele n-au cam făcut. Păi i-ar fi dorit făcut, foarte nici multe. Nici măcar asta cu alegerile, de când a spus... Iată, când s-au rugat liberalii și au și reproșat că de ce nu schimbă legea în două tururi la alegeri și așa mai departe. Păi nu-i treaba lui. Nu PNL-ul a votat la una cu PSD-ul dintr-un singur tur. Exact. Foarte bine, acum dintr-un singur tur. Iată că, de fapt, după alegerile locale din Gorj, PSD-ul are 45 de primari, mai mulți decât în 2012, PNL-ul cu PD-ul ar fi trebuit să aibă vreo 30 și ceva și abia au 21, păi 15 primari au avut mai de la PNL, mai aveau 14 de pe timpul lui Manțoc, când era președinte. 14 da, cu au mai 15. Plecat la PSD chiar înainte de alegeri câțiva. Da, 14 cu 15 au plecat pentru că au plecat din cauza celor care sunt în conducerea organizației județene. În condițiile în care există un bun politician și un bun manager, un leadership aproape perfect, că perfect nu poate să fie nimeni, și știe cum să lucreze cu organizațiile locale, la știe cum să facă selecția. Mă refer și la Barbu și la Vâlceanu, la ambii amândoi. A, dacă sunt atât de buni. Sigur că da. Ei nu se confruntau cu această hemoragie de primari. Păi și mie îmi pare rău ca primari care am stat de vorbă, de exemplu cu Ilie Petroi, am stat de vorbă cu alți primari, cu cel de la Bărbătești, și m-a spus, dom'le, plecăm pentru că de bine de rău Consiliul Județean mai are niște posibilități să ne ajute financiar pentru localități. Ăștia n-au Consiliul Județean, n-au cu ce să ne ajute. Da, da, au făcut-o înainte de alegeri, deci erau convinși că va câștiga. Au făcut-o pentru că tot înainte de alegeri PSD-ul i-a sprijinit. Și am omit. Există și cu ce? Păi i-am omit cu fondurile necesare în completarea lucrărilor pe care le aveau de realizat sau de finalizat sau de început sau pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene și așa mai departe. Dar adică totul legal. Să știți că sunt primari PSD care se plâng că, din potrivă, poate chiar primarii altor partide au primit fonduri destul de consistente, nu neapărat acum, ci în general. Și mai există și reversul medaliei. Probabil că se împacă până la urmă. Poate îi momește păi din afară să vină să dacă le dea. Dacă își fac o... Da, știți că există și un caz în care a plecat de la PSD la PNL, la Crasna. Nu știu dacă e singurul. Cred că e singurul și acolo este mâna lui Diaconescu. Puiul la Diaconescu, care, mă rog, el trăiește în simbioză cu el. Da. Dar l-a și ajutat. Am înțeles că totuși acolo sunt mai multe probleme și de altă natură și când era nu aș dori să intru în asemenea probleme. Da, dar... Da, și-a câștigat. Deci la primar contează foarte mult omul. Acolo este omul și peste tot. Unde omul e cunoscut și omul a lucrat bine cu oamenii și a făcut lucruri bune, oamenii îl realeg. Indiferent de la care partid candidează. Indiferent, așa se explică că, de fapt, 45 de primari sunt vechi, adică 43, 2 sunt cu problemele care le-am discutat și numai 25 de primari avem noi. Din care 45 sunt ai PSD-ului, 21 sunt ai Partidul Național Liberal și câte un primar au... UNEPR-ul, PRU și ALDE. ALDE are rovinari, PMP-ul are stejari, UNEPR-ul are albeni și Partidul România Unită are Moșetești. Da. Deci astea sunt așa, structura... întâmplător, câte unul din fiecare, restul împărțit în trei partide. Restul împărțit în... În două partide. Dar grosul are totuși PSD-ul.
Da. De fapt, și ei au câștigat 16 consilieri județeni. Da, da, da. Ori vă dați seama, 16 și cu 16, ei cu doi consilieri pot să-și facă majoritatea. Da. Pentru că sunt 33, numărul total e 33. 33, da. Deci, având în vedere că au și PSR-ul, pentru au și ALDE, sunt 5. Și cu 16 fac 21. Aproape că au majoritatea absolută și nu au nicio nevoie de Partidul Mișcarea Populară și nici de Partidul Național Liberal, care va fi izolat. Bine, categoric la deciziile. Era de așteptat să nu bată palma PSD-ul cu PNL-ul, zic eu. Da, nimic nu ne mai miră în politică. Da, dumneavoastră aveți dreptate, nu ne miră nimic în politică, pentru că iată că de aproape 12 ani stânga și dreapta din Germania este unită într-un singur guvern și lucrurile au mers foarte bine. Dar acolo sunt alți oameni, privesc interesele generale ale germanilor și nu interesele personale și de grup, nu? Și atunci, sigur, fiecare cu programele lor au reușit ca să facă un program unitar și benefic pentru creșterea în continuare nivelului de trai, chiar dacă a fost recesiune sau probleme deosebite. Recesiunea au avut țările foste socialiste, comuniste, între care cred că cele mai multe le-am avut noi, bulgarii, și mai puțin alții. Dacă ne uităm la Polonia, ea n-a simțit deloc recesiunea și criza economică. Dacă ne uităm la unguri, nici ei nu prea, la Slovacia nici atât, la Cehia la fel. Iată unde am ajuns cu bravii noștri conducători care au condus România aproape 30 de ani și care, de fapt, în toate directivele și deciziile care s-au luat la Bruxelles și ei s-au dus acolo, de fapt s-au dus să ia aminte că s-a hotărât așa să se facă. Nici de cum să meargă cu o opoziție sau cu niște planuri foarte clare cu privire la ceea ce trebuie să rămână în continuare în România și nu se desfințeze. Da, dar indiferent cine a fost la putere, Bruxelles a spus mereu același lucru și noi am făcut mereu cum au zis ei. Păi și eu ce am spus acum la dumneavoastră? Păi bun, ce și atunci este... care partid e bun? Care partid e bun? Niciunul. Vedeți? Spunem că de ce nu apar noi partide? Păi cu ce să apară doamna director general un partid nou? La alegerile locale am făcut o analiză la Institutul de Analiză Investigației Publice și Politice și am constatat că din toți tinerii care sunt numai 8% au mers la vot. Da, între 20 și 35 de ani. Acei 8% nu poate să fie alții decât ai partidelor care au fost. Membrii de partid. Membrii de partid. Lipitori de afișe. Unde sunt restul, unde e restul tineretului care spune că n-are loc de muncă? De ce nu s-a dus la vot? Unii de ce n-a fost plecați? Masiv? Unii sunt plecați. Unii sunt plecați. Dar de ce? Unii sunt studenți. Și dacă sunt studenți, nu puteau să voteze? Trebuiau să vină în Târgu Jiu. Nu puteau să voteze? Ba da, ar fi putut. Puteau. Deci atât că de fapt este această delăsare, această nenorocire care ne caracterizează, să meargă oricum, nu mă interesează, poate să-i pună și piciorul după cap, poate să moară de foame, merge tot cu ăla, votează. Păi, și la dacă revedere. Dumneavoastră din aur ați spus că niciun partid nu e bun, de ce să mai vină oamenii la vot? Pentru că ei puteau să construiască unul nou, să construiască unul nou și era și alt partid construit. Asta PRU, nu? Și eu spun că Buga a muncit foarte mult, dar din nefericire rezultatele nu au fost rescontate. Și a avut și candidat la municipiu, băiat serios, chiar dacă e băiatul lui, băiat echilibrat. Dar aici trebuiau o infuzie de tineret, mult mai mulți. O infuzie de oameni serioși, de oameni nepătați. Ca și la candidaturi la municipiu. Că de fapt, dacă analizăm municipiul Târgu Jiu, ne dăm seama că în tot județul așa a fost. Este inadmisibil să pună ALDE un individ care n-a avut niciodată nimic cu administrația sau n-a avut niciodată nimic cu actul managerial. Avocat făcut la apelul de seară, un student care s-a tărăit, este vorba de
Eduard Lădar, care s-a târât prin universitate ca lider al studenților și a luat și el note de trecere acolo 5-6. Bine, astea sunt niște afirmații și l-au găsit care le cunosc din interior eu. Eu le cunosc că am fost decanul Facultății de Științe Economice și am cunoștințe suficiente despre acest individ. Și în plus, este și un om care nu merită încredere. Păi vă dau un exemplu. Nu poți tu să spui că tu nu vei fi viceprimarul lui Cârciumaru în situația protocolului care îl are ALDE cu PSD-ul, că tu nu accepti decât viceprimarul municipiului. Păi dacă îi spune viceprimar, este legea administrației publice locale. Primarul îi stabilește atribuțiile viceprimarului. Păi înseamnă că el nu cunoaște funcțiile într-o instituție. Deci el habar nu are, că asta am spus la început, de legea administrației publice locale. El credea că viceprimarul la consiliu, da, la primărie. El este al... Da, nu este. Păi poate să-i dea, să-l pună viceprimar și să-i dea atribuții, să-i facă revista presei și atât. Corect. Lui Cârciumaru, nu? Dacă așa e legea. Sau poate să-i dea să-l scoare dimineața de la ora 5 și să meargă să vadă, știu eu, dacă s-a făcut curățenie corespunzătoare pe străzi și așa mai departe, să-l controleze și să-l alerge ca pe... Cine nu a putut să fie primar și va fi viceprimar, deci va trebui vedeți să respecte... lucruri și plus jigniri la oameni mai în vârstă. Nu se cade la așa ceva. Acum mi-amintesc un lucru apropo de viceprimari. De exemplu, primarul de la Tismana, de la PD, fost primar, acum este domnul Strivilescu, îl avea viceprimar pe domnul Slivilescu. Ce vă referiți la Buzianu. La domnul Buzianu. Ce credeți? Nu i-a dat nimic de făcut. Ce faceți, domnul vice? Nimic. Păi de ce, domnul vice? Păi nu mi-a dat nicio sarcină. Păi și dumneavoastră nu puteți face nimic dacă n-aveți nicio sarcină. Nu pot, că așa spune legea. Eu trebuie să fac ceea ce dă decizie primarul. Și primarul prin dispoziția primarului. Dispoziția primarului. Și primarul n-a dat nicio dispoziție. Deci, și vicele atentă, nu avea voie să consiliu, facă nimic. Nici măcar consiliul local nu poate exact să ia trebuie. Cu toate că este organul legislativ. Da. Da, aici e o anomalie, practic. Este o anomalie că ar trebui, practic, viceprimarul să-i dea, dar cu aprobarea consiliului local. Pentru că, până la urmă, el trebuie să ducă la îndeplinire toate problemele care îi le dă primarul, dar să fie în cunoștință de cauză și sub verificarea și aprobarea consiliilor locale. Dar sau un alt candidat. Mai avem 5 minute. Îl ia pe domnul Lupulescu, nu? Păi, cum credeți dumneavoastră că oamenii ar vota polițiști, milițieni? Hai să fim serioși. Poate, da, adică poate lei de la mascați, când știe că vine la ușa ta, la ușa altuia și așa mai departe, nu? Și vrei să-l faci primar? Lei de la mascați, îl arunci la Partidul Național Liberal și până îl arunci în luptă. Deci s-a dovedit că, de fapt, institutul... Dar de ce n-au avut oamenii aceste partide? Nu, au avut oameni, dar frica de a-și conserva posturile lor de președinți sau copreședinți, cei din vârful Partidul Național Liberal, i-a făcut ca să nu promoveze oameni de valoare și care să aibă procente foarte bune, că vezi, Doamne, dacă ei câștigă dacă rezultate foarte bine, ia conducerea... o să preia conducerea organizației de ține. Niciodată în viața mea n-am fost dominat de asemenea idei năstrușnice. Eu vreau să vă spun că noi am făcut sondaje de opinie, nu să le știți. Știți că sondajele noastre de opinie l-a creditat pe acest domn cu atât cu cât a ieșit. L-am creditat pe Cârciumaru cu 42%. 42%, 43% a ieșit. Adică sondajul nostru de opinie, excluzând PSRO-ul, care de fapt nu era în cărți, în rest, sondajele de opinie pe care le-am făcut au fost unele corecte și în privința PMP-ului, care am spus că o să ia în jur de 7-8 la nivelul județului și la municipiului în jur de tot cam la fel. Dar iată că și Liviu Andrei, na. Liviu Andrei a tras în urmă partidul și nu a tras de partid cu o locomotivă. Deci singurele locomotive care au fost la nivelul municipiului pentru partide, mă refer la candidații pentru primărie, au fost doi. Unul a fost Florin Cârciumaru, care a tras de partid, și doi a fost Rotaru. Rotaru, da. Rotaru nu apărea în restul tot? Au fost candidații care au tras în urmă, în jos. Jos. Pentru că așa se întâmplă când pui vagonul să-ți tracteze.
Rotaru, vagoane, practic, nu inițial aici. A vrut să candideze independent. El nu apărea la PSRO, practic. Da. De asta a fost o surpriză de ultim moment și n-a intrat în cărți nici la dumneavoastră și nici la alții care au făcut tot felul de, știu studii, eu, de analize. Studii de afirmații publice. De asta Rotaru nu apărea în cărți, pentru că nu era cu PSRO. Eu m-am și mirat când am auzit Rotaru PSRO, zic, cum PSRO că era independent. Peste noapte a devenit PSRO. A devenit și a devenit cu câțiva consilieri buni în teritoriu. 3 consilieri la Motru, 4 da, la Târgu Jiu, 2 la municipiu, 2 la județ și câte 2, 3, 1 pe la comune, unde vrea să facă majorități, conform protocolului încheiat cu Partidul Social Democrat din Bel de Județ, să facă majorități cu PSD-ul. Da. Deci vom avea doi, să mai facem niște previziuni, că sunt ultimele minute. Vom avea doi vicepreședinți PSD, părerea dumneavoastră? La Consiliul Județean, întreb? Părerea mea este că vom avea doi vicepreședinți ai PSD-ului. Da? Da. Și viceprimar la Târgu Jiu? Este posibil tot la fel. Viceprimar este să fie tot ai PSD-ului. Motru? Motru este posibil în baza protocolului pe care l-au la nivel județean. Tot la fel viceprimarul să fie al PSD-ului. Și primarul să rămână PNL. Păi și e posibil? Adică la cum sunt acum... cărțile, mandatele în Consiliul este Local. Este foarte posibil. ALDE are protocol cu PSD-ul, da? Da. Motru are 6 consilieri, PNL-ul 6, PSD-ul. Automat sunt 8 la PSD, da? PSRO-ul sunt 11. Păi le trebuie mai mulți? Nu. Dacă rămâne valabil acest... Mai sunt încă, un EPR-ul merge tot cu ei, sunt 12, pardon, și încă un candidat independent, profesorul Sanda, 13, care de asemenea merge cu PSD-ul. Deci va avea o majoritate absolută. Deci să înțelegem că în la Motru vom avea primar PNL, majoritate în Consiliu de PSD, partea cealaltă. Sigur. PSD și cu prietenii, cu cele partidele da, pe care cu au partidele aliate. Și viceprimar. Și viceprimar. Cine va conduce Motru? PNL-ul sau PSD-ul? Încearcă să conducă, pentru că el asta dorește mult de tot să-și facă. Ca oricare. Și Consiliul PNL, nu ca oricare. Orice primar Severus, să aibă Severus Militaru, care nu-i sătul de o serie întreagă de escrocherii care le-a făcut pe acolo și de banii, și de banii pe care i-a adunat din Minerii și Energie, păi vă spun eu, în 2007 era o cisternă care avea, care nici nu mai funcționa să ude drumul care pe Bujorescu, știți foarte bine că nu era asfaltat. 2 ani de zile plătea 1 miliard pe lună pentru udat. Iar eu când am fotografiat atunci, cisterna era cu roata sub mașină, pentru că era defectă, dar banii mergeau. Haideți să discutăm pare multe. Rău, nu le putem plus, spune asta, plus el că a avut un asociat cu o serie întreagă. O să le scot de la naftarină pe toate. Nu atunci să într-o altă emisiune le pentru scoatem că la naftarină. Nu se și, poate, dar vreau să-l chem și pe domnul militar să fie aici. Să vină cu mine, să vină cu mine în analiză. Așa chiar vă rog să spuneți când. Pentru că o să-i demonstrez cu documente, cu mutilajele de ale lui, adunate de pe la unii și de pe la alții și l-a luat el și l-a băgat cu unul Berescu să nu mai spune că nu putem dovedi. Haideți să o lăsăm asta. Asta nu ne-am spus odată la conferințele mele știu de presă. Știu asta, dar trebuie să fie... De așa că el și-ar dori să conducă el și nu primarul. Că asta este marea nenorocire pentru Motru. Pentru că ei au nenorocit până la urmă. PDL-ul a nenorocit municipiul Motru și ei vor să-l nenorocească și acum când sunt bai de mama PDL-ul lor. A nenorocit PDL-ul? Motru. Păi cum nu ei? De ce? Nu ei au fost la timonă. Asta? Nu ei au fost la timonă din anul 2000, dacă vreți, când a fost alianța, da? Da. N-au fost ei? Adică vreți să spuneți că mineritul a fost distrus de PDL? Absolut. Mineritul a fost distrus de PDL. În păi alianța, da. A făcut 2000, bine dați-mi PDL? Voie, 2004-2008. Din 2009, condusele până în 2013, tot ei. Conduseră până în 2012. La nivel național. Încă 4 ani. Păi și la nivel teritorial cine au fi condus? Păi la Motru a fost primar de... Lăsați-l pe primar.
Dar nu era, nu era deputat. Cine era deputat acolo? Domnul Militaru. Militaru. Și nu ele... Păi, dumneavoastră și știți... domnul Rușeț. Dumneavoastră spuneți ca să nu vorbim. Mai știți că de stresul acestui individ, această caracatiță roșie, un om a făcut infarct și a murit în timpul campaniei lui? Nu știu asta. Nu știți? Și când, zice, păcat. Nu, și când ziceți de caracatiță roșie, mă duce gândul la PSD? Că păi nu uitați-vă la fața lui. Ferească. Haideți să nu mai acuzăm. Să te ferești de omul spân și omul roșu. Și omul sterp. Să nu mai acuzăm pentru că nu ne dă voie ce ne au. Îl chem pe domnul militar într-o emisiune cu dumneavoastră. Absolut. Și atunci, să vină cu cărțile pe față cu mine. Cu cărțile pe față, da? Da. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în studio. Și eu vă mulțumesc. Emisiunile foarte frumos. Cu dumneavoastră trebuie să fie mult mai lungi. Da, mult mai mult, că vedeți, deviem de la un da. Domeniu la altul și nimic, din dorința de încercăm... a aborda toate domeniile, dar noi am atins ceea ce e principal pentru alegerile locale și alegerile finale da, care au fost. Corect, corect. Eu vă mulțumesc foarte mult și le doresc tuturor ascultătorilor dumneavoastră multă sănătate și să țin aproape de el sat. Mulțumesc tare mult pentru reclama pe care ne-o faceți. Da. Și pentru prezența în studio și am să vă mai invit măcar lunar să veniți să ne spuneți opiniile noastre legate de ce se întâmplă și pe partea politică și pe cea economică. Dragi telespectatori, domnul Dan Ilie Morega, profesor, doctor, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice, invitatul meu din această seară, îi mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. La revedere! Vă mulțumesc și eu foarte mult, doamna director!